Litiaza renourinar reprezintă cea mai frecventă patologie a aparatului renourinar după infecțiile urinare. Incidența este în creștere în ultimele decenii, mai ales în țările dezvoltate, în strânsă legătură cu stilul de viață modern și cu alimentația dezechilibrată, bogată în sare, în proteine de origine animală și glucide rafinate. Cât de frecventă este în momentul de față litiaza renală în populația din România? Litiaza renală este destul de frecventă. Cea mai frecventă, așa cum am spus, este cea de oxalat de calciu, care reprezintă peste 60, chiar 65%, cam peste 2/3 din cazurile de litiază și probabil că la nivelul întregii populații din România, undeva la 1 din 20 sau 25 de persoane suferă de litiază. Este o patologie cu care ne întâlnim destul de frecvent, este o patologie care apare deseori la tineri, cel puțin prima dată, și atunci și asta este un lucru important. Sigur, e mai puțin frecventă decât infecțiile tractului urinar, dar poate să fie o cauză de favorizare a infecțiilor tractului urinar. În ceea ce privește tratarea litiazei renale și, să spunem, reducerea recidivelor, care sunt opțiunile în România în momentul de față? Pentru rărirea recidivelor, e puțin probabil să nu mai aibă chiar niciodată, dar pentru rărirea recidivelor, cea mai importantă măsură este un consum adecvat de lichide. Nu o să spun cât, pentru că, așa cum v-am explicat mai devreme, diferă. Deci un consum adecvat de lichide. Apoi, după ce ai aflat componența chimică a pietrei pe care ai eliminat-o, așa că ori de câte ori o elimini spontan sau prin intervenție urologică, este bine să o păstrezi ca pe urmă să o duci la un laborator specializat să vezi din ce-i formată. Deci în funcție de componența chimică a calculului, trebuie evitate anumite alimente. Acestea sunt măsurile igienodietetice. În afară de aceasta, în funcție de tipul chimic al litiazei, există măsuri medicamentoase. De exemplu, pentru litiaza de acid uric, este importantă scăderea producției de acid uric în organism și există medicamente care inhibă formarea acidului uric. De asemenea, există această litiază de acid uric care este dependentă de pH-ul urinii. Precipită acidul uric când pH-ul este foarte acid, mai acid decât normal în urină. Și în această situație, a administra medicamente care alcalinizează urina favorizează dizolvarea sau preîntâmpină precipitarea altor calculi. Sigur că și pentru litiaza de calciu, de oxalat de calciu, există câteva metode terapeutice. Odată trebuie evitat abuzul de vitamină C, care favorizează producerea de oxalat. Pe de altă parte, pot fi administrate cure de vitamina B6, care favorizează utilizarea oxalatului ca să nu precipite. Și în acele situații în care identificăm faptul că o anomalie din tubii rinichiului este responsabilă de pierdere de calciu în urină, putem să administrăm o serie de medicamente care blochează eliminarea de calciu în urină la nivelul la care este acest defect. Dar asta, repet, numai după ce a fost efectuată investigația etiologică la un medic nefrolog de data aceasta. Ați vorbit de infecțiile tractului urinar, nu mă abțin să nu vă întreb când ajunge practic un pacient cu o infecție de tract urinar la nefrolog. Intenția e să ajungă de obicei la medicul de familie, da, cel mai adesea, și apoi la urolog. De ce ar ajunge la nefrolog? În general, infecțiile tractului urinar sunt foarte frecvente la femei. Aș putea spune că 7 din 10 femei de vârstă adultă au cel puțin un episod de infecție urinară. Episoadele de infecție urinară în aceste cazuri sunt cel mai des joase, cistite. Acestea nu pun niciun fel de problemă. ar trebui să fie rezolvate în cabinetul medicului de familie fără nicio dificultate. Există însă destul de frecvent 2 până la 3 din 10 femei au recidive deseori și de obicei aceste paciente cu cistite acute recidivante ajung la nefrolog pentru ca în urma investigațiilor imagistice mai ales să fie exclusă o cauză organică justificativă a recidivelor. Odată exclusă această cauză, ulterior îngrijirea pacientei poate să fie făcută și prin medicul de familie și chiar în țările anglosaxone este indicată auto-îngrijire cu niște recomandări primite de la nefrolog. La nefrolog mai ajung infecțiile urinare înalte ale rinichiului. Pielonefritele. Pielonefritele acute. Pielonefrita acută este o urgență medicală și trebuie tratată de către nefrolog. Se manifestă cu febră, frison, deci nu poate fi confundată cu cistita. Rare ori infecțiile urinare ajung la urolog, pentru că urologul poate să intervină doar atunci când este identificată o cauză obstructivă, drept explicație a recidivelor. Și da, în această situație urologul are ce să facă. Altfel, urologul nu prea are cum să ajute în infecțiile urinare. Deși foarte frecvente, în marea lor majoritate sunt lipsite de gravitate. Sunt severe și cu risc de sechele pe termen lung, infecțiile care apar peste o complicație anatomică. Infecțiile care complică o litiază obstructivă, de exemplu, pot să ducă la distrugerea rinichiului. Infecțiile care vin pe malformații ale căilor urinare obstructive, de asemenea. În rest, însă, e o patologie frecventă, dar ușor controlabilă. Și sfatul dumneavoastră ar fi ca orice pacientă care se confruntă cu infecție urinară repetată să ceară și sfatul unui nefrolog, să meargă la un consult? Dacă infecțiile urinare sunt repetate cu recidive frecvente, și asta înseamnă mai mult de 3 episoade într-un an de zile, atunci, da, ar trebui să treacă pe la nefrolog ca să facă o ecografie, probabil și o urografie, și după ce au fost excluse cauzele organice, pentru că inclusiv la aceste cazuri de femei cu episoade recidivante, foarte rar este identificată o cauză organică, deci după ce a fost odată exclusă cauza organică, ulterior nu mai este nevoie de vizită la nefrolog, chiar dacă episoadele se repetă. Dar atunci când sunt mai mult de 3 episoade într-un an, o vizită la nefrolog pentru a vedea despre ce e vorba, aș recomanda-o.